Meciul cu Rapidul, cum vi se pare? Un meci de care pe care. Un meci pe care noi trebuie să-l câștigăm. Pentru că noi asta vrem. Vrem să trecem, să urcăm, să trecem în fața CFR-ului și în fața Rapidului. Asta este obiectivul nostru. Și atunci, meci direct, la noi acasă, pe Oblemenco, trebuie să-l câștigăm. Da. O ultimă întrebare, domnul Rotaru. Am văzut niște speculații în presă și pe cuvânt de onoare dacă l-am întrebat. N-am apucat să-l întreb, că am fost și eu plecat câteva zile. Vă gândiți să-l puneți înapoi pe Cârțu președinte? Am văzut niște știri ieri. Știți că nu dau, să spunem așa, din casă. Nu discut astfel de lucruri în media. Păi nu, dar trebuie să știu și eu, să-mi iau alt analist, să, na, știți cum e. Dar trebuie să mă ajutați și pe mine puțin strategic. Vin eu. A, da, păi nu, deja ați venit. Uite că stați de 20 de minute la telefon. Deja ați făcut o analiză bună. Nu, dar serios acum, vreți să luați înapoi? 33 de minute de când stau. Da, vreți să luați înapoi? Nu discut astfel de lucruri. Nu vreau să discut despre asta. Am înțeles. Dar înțeleg că vorbiți cu el, nu? Dar apropo, ce pariu ați făcut? 2000 de euro? Nu, Natorin e cel care dă din casă. Întrebați-l pe domnul. Acum a dat din casă, dar nu mai știu. Ce a zis? Ce e cu asta? Am văzut că vorbiți. Păi am vorbit tot timpul. Vine la toate meciurile. Totdeauna. Noi nu ne-am certat niciodată. Tot timpul. Sorin Cârțu este Universitatea Craiova. Și Universitatea Craiova este și Sorin Cârțu. Nu, absolut niciodată nu am avut vreun conflict cu Nea Sorin. Niciodată. Nu că n-am avut, totdeauna am ținut aproape și acum, în toată perioada asta. Uh-huh. Adică că n-a fost președinte cu numele, dar a fost lângă echipă, a fost lângă noi. Uh-huh. N-a lipsit la niciun meci.